Niciun control fără amenzi. Așa arată în ultima perioadă acțiunile Direcției Sanitar-Veterinare care verifică respectarea condițiilor de igienă, manipularea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare. Numai în ultima săptămână s-au dat amenzi în valoare de aproape 20.000 de lei și au mai fost avertizați zeci de agenți economici. 5 unități de procesare a cărnii, 22 de carmangerii, 6 de supermarketuri și 51 de operatori din industria alimentară. Sunt doar o parte din cei controlați săptămâna trecută de inspectorii sanitari veterinari. Neregulile n-au întârziat să apară nici de această dată. S-au efectuat peste 100 de controle, unde s-au constatat unele deficiențe, cu referire la depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare, în sensul că nu sunt utilizate după sortimente, calitate și data recepției, spații frigorifice necorelate cu volumul mărfurilor aprovizionate în zonele de depozitare și expunere, echipament de lucru neadecvat și apoi în unele unități s au constatat comercializarea produse alimentare neetichetate corespunzător. Direcția sanitar-veterinară sfătuiește sibienii să fie foarte atenți atunci când își fac cumpărăturile și mai ales să verifice data de valabilitate a produselor. Atenționăm populația să se aprovizioneze numai din unități autorizate sanitar-veterinar, să verifice cu atenție datele inscripționate pe etichetă cu privire la păstrare, preparare și valabilitatea produselor alimentare, iar în condiții deosebite să apeleze la serviciile veterinare pentru a se interveni în timp util. Peste 200 de probe microbiologice au fost recoltate de către inspectori și duse la laborator. Controalele de acest gen vor continua și pe parcursul lunii iulie.